Aș dori să lecturăm împreună capitolul 1 din a doua epistolă a lui Petru. A doua epistolă a lui Petru, capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât vom mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da o stenea la dar, ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărimea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va acrăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Pentru început, voi împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri din prima parte a acestui capitol și aș vrea să pun înaintea dumneavoastră o observație pe care am sesizat-o parcurgând acest prim capitol și o observație de altfel care cred că și dumneavoastră a sesizat. În prima parte, cel puțin în primele 15 versete ale acestui prim capitol, sunt o serie de expresii sau cuvinte care se repetă. Și probabil vă aduceți aminte că întotdeauna, nu-i așa, când la școală eram fiecare dintre noi, profesorul ne spunea lucrul acesta, când într-un text un cuvânt se repetă de mai multe ori, trebuie să fim foarte atenți la acel cuvânt, pentru că înseamnă că are o anumită greutate, o anumită importanță. Și probabil că ați observat și dumneavoastră, de exemplu, este această expresie, cunoașterea lui Dumnezeu, pe care o găsim în versetul 2, versetul 3 și versetul 8. Este apoi expresia aceasta, din belșug. O regăsim în versetul 8 și în versetul 11. Este această expresie, aducerea aminte. O regăsim în versetul 12, versetul 13 și versetul 15 și sigur, o serie de alte cuvinte care se repetă. În seara aceasta aș vrea să
pun înaintea dumneavoastră o altă expresie care într-un mod deosebit mi-a atras atenția, și anume aceste lucruri. De patru ori în aceste prime 15 versete, Apostolul Petru ne vorbește despre aceste lucruri. Și sigur că la o primă citire ne putem da seama la care sunt lucrurile pe care Petru, Apostolul Petru, le înglobează în această expresie aceste lucruri. Și desigur, Apostolul face referire la cele 7 virtuți creștine pe care cel credincios este chemat să le cultive în viața sa, să le unească sau să le adauge la credința pe care a primit-o, așa cum se spune în versetul 1, o credință care a căpătat-o cel credincios. Și vorbind despre cele 7 virtuți creștine sau cele 7 trăsături de caracter ale unui creștin autentic, Petru le însumează pe toate sau vorbește despre ele ca fiind aceste lucruri. Și este interesant că aceste 7 trăsături de caracter sau virtuți creștine, cuprinse de la versetul 5 la 7, pe care tocmai le-am citit, dacă ne uităm cu atenție asupra lor, înțelegem că, pe de o parte, uitându-ne la fiecare dintre cele 7 aspecte, putem vorbi despre ceea ce lucrează Duhul Sfânt în viața celui credincios. Dacă am observat, de exemplu, înfrânarea, răbdarea, le regăsim în lista roadei Duhului Sfânt din Galateni. Și înțelegem că doar omul regenerat sau doar omul născut din nou, doar omul care a căpătat această relație sau părtășie personală cu Domnul Iisus Hristos, poate experimenta aceste virtuți în viața sa. Dacă un om din lumea aceasta ar încerca să trăiască conform acestui standard, n-ar avea nicio șansă. De ce? Pentru că, repet, toate cele 7 virtuți creștine pe care omul credincios este chemat să le aibă în viața sa, sunt pe de o parte lucrarea Duhului Sfânt. Dar pe de cealaltă parte, așa cum spune Apostolul Petru aici, este responsabilitatea 100% a celui credincios. Stăteam și mă gândeam, ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu care întotdeauna prezintă echilibrul acesta. Spune Petru în versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și noi așa am putea închide Biblia și am spune, pe gata, suntem creștini, nu mai ne trebuie nimic. Dumnezeu, puterea sa ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Însă Petru spune, da, El ne-a oferit tot ce privește viața și evlavia. Ne-a pus la îndemână noastră toate resursele, inclusiv, așa cum am amintit, Duhul Sfânt care l-a pus în noi. Însă, în același timp, fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a trăi și de a putea experimenta în viața noastră aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Și, așa cum spune Apostolul Petru aici, este o responsabilitate a noastră personală. Dați-vă și voi toate silințele ca să aveți aceste lucruri în viața voastră. Pentru că, așa cum vom vedea, aceste lucruri, cele 7 virtuți creștine, aduc beneficii extraordinare în viața celui care le posedă. Nu sunt o chestiune la care Petru face referire. Dacă vreți să aveți parte de o viață, eu știu, mai deosebită decât altora, trebuie să aveți aceste virtuți în viața voastră. Ci vom vedea, sunt 4 lucruri care, practic, definesc viața celui credincios. Și, urmărindu-le, mi-am propus să pot să urmăresc să cultiv, așa cum spunea un frate, să avem obiceiul de a cultiva virtuțile creștine în viața noastră. Nu ne vom culca seara, eu știu, cu starea aceasta de nerăbdare și dimineața, dintr-o dată, Duhul Sfânt a făcut o minune în viața noastră și ne-am trezit oameni răbdători. Nici vorbă. Există această responsabilitate de a fi, dacă pot spune așa, parteneri împreună cu Duhul Sfânt și noi să ne facem partea noastră și Duhul Sfânt cu siguranță va face partea sa în viața noastră, în așa fel ca aceste virtuți să fie dezvoltate în viețile fiecăruia dintre noi. Și spuneam că primele două expresii cu referire la aceste lucruri, după ce Petru le enumeră și spune că trebuie să le unim sau să le adăugăm sau să le dezvoltăm alături de credința noastră, regăsim această expresie în versetul 8 și versetul 9, unde spune Petru așa, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Un prim lucru sau un prim beneficiu pentru cel care are aceste lucruri.
sau trăiește cu aceste virtuți în viața sa, este ceea ce spune Petru în prima parte a versetul 8, și anume, virtuțile acestea sau aceste lucruri prezente fiind în viața celui credincios garantează rodnicia sa. Garantează rodnicia sa. Și știm noi că, ca om credincios, menirea noastră pe acest pământ care este? Să aducem roadă. Spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 15, sigur, tot capitolul vorbește despre despre roada celui credincios, ce se întâmplă cu cel care nu aduce roadă, iar în versetul 16 din Ioan 15 citim așa: v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Ca oameni credincioși pe acest pământ, rodirea nu este o opțiune. Este, dacă vreți, menirea sau îndatorirea fiecăruia care este ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și Petru spune aici: vrei să fii sigur că ai o viață roditoare? Vrei să fii sigur că poți rodi pentru Dumnezeu? E nevoie să ai aceste lucruri în viața ta. Este nevoie ca aceste virtuți creștine să fie prezente în viața ta. Apoi un al doilea lucru care îl vedem în versetul 9, spune Petru: dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși. Cu alte cuvinte, cine nu are aceste lucruri, cine nu experimentează aceste virtuți creștine în viața sa, suferă de lipsa discernământului spiritual. Cu alte cuvinte, cine are aceste lucruri în viața sa, are garanția unui discernământ spiritual. Mă gândeam, în timp ce cugeteam la aceste lucruri, dacă creștinismul nostru din ziua de azi are nevoie de ceva, printre multe alte lucruri, cu siguranță are nevoie și de mult discernământ spiritual. De ce sunt atâți creștini slabi? De ce sunt atâtea nevoi care nu sunt acoperite? Pentru că, așa, este o mare problemă cu discernământul spiritual. Și Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 14, spune cuvintele acestea: să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Câți nu sunt amăgiți astăzi? De orice vânt de învățătură. Vine cineva, proclamă repede trei fraze aparent biblice, aparent cu tentă teologică și duce pe mulți în rădăcirea acea formulare. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, o mare problemă este discernământul spiritual. Și Petru ne încurajează în seara aceasta: cultivați! Dați-vă toate silințele să dobândiți în viața voastră aceste virtuți, aceste lucruri. Pentru că ele vă garantează discernământul spiritual. Un al treilea lucru care îl garantează prezența acestor lucruri în viața celui credincios este ceea ce se spune în prima parte, în a doua parte a versetului 9, și anume: cine nu are aceste lucruri, spune Petru, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Cu alte cuvinte, cine le are aceste lucruri în viața sa, nu va uita niciodată că a fost curățit de vechile lui păcate. Ce vreau să spun cu lucrul acesta este că cine trăiește cu aceste virtuți creștine în viața sa va avea o viață în care întotdeauna va fi conștient de lucrarea izbăvitoare și lucrarea mântuitoare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața sa. Cine trăiește cu aceste lucruri în viața sa nu va uita de unde a fost scos. Și acest lucru va aduce o stare de recunoștință. Și acest lucru va aduce o stare de siguranță a mântuirii sale. Nu-i așa îndoiala? Vine pe la fiecare dintre noi. Însă în momentul când ai aceste virtuți creștine, în momentul când evlavia o poți recunoaște, atunci când cunoștința, când toate aceste lucruri le poți regăsi în viața ta, nu așa, că amintindu-te de unde te-a scos Dumnezeu, din ce păcate, din ce patim, vei putea spune: Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită în viața mea. Uite cum am fost, uite cum sunt. Și acest lucru poate aduce siguranță în viața fiecăruia dintre noi. Și în ultimul rând, mă gândeam la un alt lucru pe care Petru îl spune aici, în versetul 10. Cine are aceste lucruri în el, primește garanția unei umblări fără căderi sau fără pericolul alunecării. Spune Petru așa: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Cum? Prin a avea aceste lucruri în viața voastră.
Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. De multe ori credeam că problema căderii și alunecării ține de, sigur, ține de maturitatea spirituală, dar credeam că ține, ai căderi în viață pentru că noi așa suntem slabi, suntem limitați, așa suntem noi, imperfecți, și avem noi vorba aceasta între noi, cum vom fi dincolo, vom fi ca El și vom fi perfecți, și așa este. Însă Petru ne spune aici un alt lucru, și anume, că cine cade, cine alunecă, nu cade sau alunecă doar din faptul că este slab sau că are slăbiciuni, ci pentru că nu are aceste virtuți în viața sa. Pentru că dacă ar avea aceste virtuți în viața sa, Petru spune aici, nu va aluneca niciodată. Poate că pentru unii e greu să înțeleagă lucrul acesta. Cum? Dar niciodată să nu cad? Petru spune aici, cine are din belșug aceste lucruri în el, acest lucru, acest caracter creștin îl va feri de alunecări. Nu-i așa? Fiecare dintre noi am avut căderi. Și într-un mod fizic. Sau am alunecat. Și atunci când cazi, nu-i așa, te murdărești. Uneori, dacă acea căzătură este mai puternică, lasă urme. Și ai nevoie de un timp să-ți revii. Fie că ți-ai rupt mâna, fie că ți-ai rupt piciorul. La fel stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Nu-i așa că e de dorit să evităm căderile? Care vrea să cadă? Sau care s-a simțit bine din punct de vedere spiritual atunci când a avut o cădere? Nu-i așa că nu ne-a simțit bine? Și Petru ne spune în seara aceasta, dacă vreți să fiți feriți de alunecări, de căderi, urmăriți aceste virtuți. Urmăriți acest caracter creștin. Și dacă aș fi să dau un titlu scurtului meu mesaj în această seară, ar fi aceasta, necesitatea unui caracter creștin. Necesitatea unui caracter creștin. Spuneam că de patru ori regăsim această expresie, aceste lucruri. Și dacă primele două expresii, când au fost amintite de Apostolul Petru, ne-au arătat ce aduc aceste lucruri în viața celui care le posedă, cel care are în viața sa aceste virtuți creștine, următoarele două expresii, care le regăsim în versetul 12 și versetul 15, ne vorbesc despre necesitatea repetării sau aducerii aminte a acestor lucruri. Nu-i așa? Toți știm că e normal și e bine să fii înfrânat, ca și creștin. Toți știm că e bine să fii răbdător, să fii evlavios, să iubești pe frați, să iubești pe oameni. Însă Petru spune aici un lucru care aparent prima dată m-a făcut să zâmbesc un pic, aducându-mi aminte de ceea ce se întâmpla pe timpul școlii. Mai aveam anumiți profesori care erau așa mai inimoși și încercând să dea o mână de ajutor elevului, după ce îl scotea la tablă, vedea că nu știe lecția, tot stăruia și spunea, hai, încearcă să-ți aduci aminte, eu știu, o teoremă sau o ceva. Și mai aveam colegi așa mai hâtri prin clasă și unii dintre ei spuneau, păi, domn profesor, ce să-și aduc aminte că n-a știut niciodată? Este interesant că Petru spune, de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți. Petru ne spune că avem nevoie să ne aducem aminte de lucrurile acestea, de aceste virtuți care să le cultivăm în viața noastră, tocmai pentru că le știm. Nu pentru că nu știm cum să trăim ca oameni credincioși. Și cred că este un lucru extraordinar la care trebuie să luăm aminte, pentru că, în general, există această mândrie spirituală, mai ales la cei care suntem de mai mult timp credincioși. Noi știm lucrurile acestea. Ca să mai fie evlavios. Astea sunt pentru ăștia începători. Și deseori există această tendință de superioritate în viața noastră. Crezând că dacă le știm, le-am știut odată pentru totdeauna. Petru spune, este nevoie ca totdeauna să vă aduc aminte de ele. Și mă gândeam, am nevoie eu și fiecare dintre noi să ne aducem aminte de aceste lucruri. De aceste virtuți care trebuie să fie prezente în viața mea și în viața fiecare dintre noi. Știți de ce? Pentru că sunt lucruri nenaturale. Așa cum spuneam la început, care nu vin de la sine. Care într-adevăr sunt lucrarea Duhului Sfânt în viața mea ca om credincios, dar în același timp este responsabilitatea mea 100% și am nevoie să mi se aduc aminte, prin cuvânt, printr-un frate, printr-o soră, care să-mi spună, măi, astăzi ai urmărit evlavia? Astăzi ai urmărit dragostea de frați? Astăzi ai urmărit cu tare lucru? O, dacă ar fi astfel de încurajări printre noi. Cuvântul spune aici, nevoia sau necesitatea repetării sau aducerii aminte a acestor lucruri. Și încă un lucru care mi-a atras atenția, spune Petru, măcar că le știți și sunteți tare în adevărul pe care îl aveți. Credincioșii care citeau această epistolă, nu doar că știau că trebuie să fie prezentă în viața lor această descriere a caracterului celui credincios, dar erau și tari. Adică, cu alte cuvinte, experimentau această viață. Și cu toate acestea, Petru le aduce aminte. Mă gândeam că
Avem nevoie fiecare dintre noi să ne aducem aminte de cum trebuie să trăim ca oameni credincioși. Ce virtuți trebuie să urmărim în fiecare zi. Virtuți care să ducă la asemănarea noastră tot mai mult cu a Domnului Iisus Hristos. Și nu în ultimul rând, de ce este nevoie de aducerea aminte, spune aici Petru în versetul 13. Socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Prin aducerea aminte a acestor lucruri, a acestor virtuți creștine, noi ca oameni credincioși putem să rămânem treji. Altfel ne ia somnul. Și știm noi ce se întâmplă când somnul spiritual îl cuprinde pe cel credincios. De aceea, cred că nu întâmplător cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta are acest cuvânt să ne aducă aminte despre aceste lucruri, despre cum să trăiască sau cum este un creștin autentic, ce trebuie să urmărească, după ce trebuie să umble, care să fie prioritatea. Și cuvântul spune aici, dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni.